Am două stickere Fan Logan Club și mi-am tot bătut capul pe unde să le lipesc să arate estetic și bine pe mașină. Inițial m-am gândit să-l pun pe oglindă, dar după cum se vede, la mine dă cu virgulă deoarece am semnalizare pe oglindă. Al doilea loc m-am gândit să-l pun aici pe chederi la geam, dar sincer să fiu, nu știu cât de estetic ar fi. M-am mai gândit să-l pun aici undeva sub sigla Logan, dar nu pare să își aibă locul aici. M-am gândit că poate ar fi sub acest mândru 1.5 DCI, nici atât. M-am gândit pe undeva pe sub stopuri, pe sub număr, unde m-am gândit eu să-l pun. Pur și simplu, parcă nu-și găsește locul. Aici am deja stickerul www.loganclub.ro, dar nu-și are locul aici. În partea de sus, nici măcar atât. Așa că m-am gândit, de ce să nu-l pun aici? Bandoul este îngust, este de culoare negru, contrastul este ok, mi se pare locul ideal. Așa că am să trec la degresarea, de fapt, prima oară spălarea acestui bandou. Las puțin să se usuce, după care, folosind alcool izopropilic, am să degresez foarte bine acest plastic. Să aveți grijă să nu vă rămână scame. Am umezit puțin cârpa cu un pic de alcool izopropilic și când am șters, am luat toate scamele care erau pe acest plastic. Ok, am să încălzesc prima oară această locație. Afară nu este foarte cald și aș vrea să adere cât mai bine la acest plastic, cu atât mai mult cu cât acest plastic nevopsit direct din fabrică nu este suprafața ideală să lipești un sticker. Indiferent ce fel de sticker, aderă destul de greu. Este suficient de cald. Am să dau jos folia de transfer cu tot cu sticker. Poate și un pic vântul, ceea ce nu e ok. Și am să-l centrez. Fiind folie de transfer, este transparentă și vezi pe unde, cum trebuie să-l pui ca să-ți fie centrat acest sticker. Eu am să aliniez partea de sus de la pătratul albastru F de la Facebook, după care am întins stickerul. Fiind suprafață mică, șansele să îți rămână bule sunt destul de mici. În plus, acest plastic este deja puțin poros. Am să-l presez foarte bine, pentru că, după cum vă spuneam, nu este suprafața ideală pe care să lipești un sticker, mai ales dacă este de dimensiuni mici. Când mergeți la spălătorie, în principiu, acolo aveți probleme, să le spuneți să nu insiste pe această locație cu jetul de apă, sau chiar dacă insistă, să fie perpendicular cu jetul, să nu vină să vă dea din laterale, pentru că mai mult ca sigur o să vi-l ia jos. Ok, după ce am presat bine, am să prind de folia de transfer dintr-un colț și am să trag încet pentru orice eventualitate în care se poate desprinde vreo literă. Nu pare mare lucru, dar schimbă instant aspectul.